Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și strește mora. Bună dimineața la cafea. Am preparat cafeaua un pic mai târziu, așa că ne cerem scuze că am intrat cu 3 minute întârziere. Dar, întrucât suntem într-o emisiune, hai să-i spunem așa, mai neconvențională, putem să facem lucrul acesta. Am anunțat deja invitatul de astăzi, Daniel Harpa, președintele PSD Neamț și primar la Târgu Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Vreau să vă întreb, așa, costumul de primar, deja croitorii s-au obișnuit, vă vine turnat. Cum e cu costumul de președinte? Vă strânge, e prea larg sau v-ați intrat în el? Nu putem vorbi de costum. O ținută mai lejeră. O ținută mai lejeră și da, e și ok, la nu? Și este ok, da? Este ok. Bun. Domnule președinte, că primar nu pot să vă zic acum în emisiunea asta, numai președinte. Domnule președinte, s-au ales un pic apele în partid. Am asistat la, cum se cheamă, CEX, nu? Sau cum se Consiliul cheamă? Politic. CPJ. CPJ. Căpăceli cu, de CPJ. Așa, și după aceea ați făcut conferința de presă. S-au ales apele în partid sau ce se întâmplă? S-au pus lucrurile pe făgașul normal, pot spune. S-a aplicat acea strategie pe care mi-am dorit-o de când am preluat partidul în calitate de președinte ales. Nu putem spune că s-au ales apele. Strategia pe care am aplicat-o a mers și s-a pus la și strategia asta ce înseamnă? Crearea unei echipe proprii, ce înseamnă? Îmbunătățirea unei echipe proprii. Este normal să am o echipă cu care să merg în alegerile de la anul. Dar asta nu înseamnă că s-a renunțat la vreun membru sau la vreun, eu știu, lider din Partidul Social Democrat. Toată lumea este acolo unde trebuie să fie, începând de la prim vicepreședinți, vicepreședinți, membri, șefi de OSV-uri, până la acei responsabili de colegii, de foste colegi. Hai să spunem ce sunt șefii de OSV-uri, că eu, cei care organizațiile, secțiul de votare. Da. Fiecare organizație pe secție de votare. Adică, o să rog să-mi aducă cineva și mie telefonul. Fiecare secție de votare are un responsabil. Da. În municipii, în oraș. Să știți că ăștia sunt foarte importanți. De multe ori sunt mai importanți decât șeful unei organizații. Cei mai importanți sunt. Dacă nu ai pe o secție de votare un responsabil care să ții legătura minut cu minut, secundă cu secundă, este posibil oricând să pierzi alegerile. Bun. Deci ați pomenit cuvântul strategie. Da? Ați pomenit cuvântul echipă. Deci în momentul acesta să spunem că într-o proporție de cât este conturată strategia de alegeri și echipa. Bine, nu putem spune așa, acum. O proporție de 70%. Spunem. Echipa este conturată, clar. Strategia este conturată, mai trebuie lucruri de îmbunătățit, trebuie aplicată 100%. Iar echipa, mai avem de lucru. Mai avem de lucru și la echipă, dar una peste alta, când privind strategia și echipa, în proporție de 70%. Eu când am spus echipa, nu m-am referit numai la echipa aia din jurul dumneavoastră, care e clar. Nu, noi vorbim de echipa extinsă. Extinsă. De aceea am zis că acolo, dacă mai e. Nu, mai sunt ceva probleme pe câteva organizații unde nu avem primari, unde trebuie să alegem clar candidații. Mai sunt aceste două sondaje care trebuie terminate pe municipiul Piatra Neamț și municipiul Roman. Să avem candidații. În rest, astea cam când? Septembrie, octombrie, noiembrie? Eu sper ca cel târziu, în luna octombrie, să avem candidații și la Roma și la Piatra. Și fără discuții să preia cele două organizații. Adică cei care vor fi candidați vor cei fi, care se vor bate. Cei care și-au exprimat dorința și care au acceptat să fie în sondaje, unul dintre
cei mulți vor fi, va fi candidat. Spuneți-mi un pic, un lucru care n-a fost întrebat și nici în conferința de presă, probabil că lumea se gândește că e prea devreme. Eu vă întreb așa, s-au stabilit la nivel național niște, cum să vă spun, un target pentru primele alegeri și în funcție de asta să facă niște analize sau nu? Nu. Deci nu există... Acest target sau... Hai să o spunem altfel. Nu se câștigă europarlamentare. Pleacă echipa Harpa? Nu, exclus. Sunt doar discuții, dar vă dați seama că și o strategie pe care mi-am făcut-o, am pliat-o pe strategia națională. Am înțeles. Deci, cum aplică neamțul obligatoriu, avem modelul național. Bun. Acum, strategie, echipă, proporție de 70%. În ce măsură PSD-ul sub Harpa, da, cu Harpa în președinte, a început să discute, dar la modul serios, nu se discute, problemele mari ale județului. Pentru că acum, na, dumneavoastră nu o să puteți spune că nu sunteți ăla care să arătați cu degetul. Dar sunt probleme. Sigur. Sunt probleme rămase, probleme neîncheiate, sunt probleme extrem de importante. Noi am tot spus și aici și peste tot, am văzut și o încercare a Consiliului Județean de a explica niște lucruri pe câteva dintre problemele mari. Drumul expres, pentru că în contextul în care Târgu Neamțu și Romanu se vor fi legați la toate, la infrastructură rutieră și nu numai, Piatra Neamț rămâne izolată. Deci drumul expres, după care... Bine, o să dumneavoastră zâmbiți, dar eu vă spun ce spune lumea. Știți ce spune lumea? Așa, Romașcanii și-au rezolvat problema, Târgoveții și-au rezolvat problema, Pietrenii când or să aibă și ei șefi. Asta spune lumea. Deci de asta vă întreb. De exemplu, drumul expres, ați discutat cu responsabilii? Deci, am văzut și comunicatul de presă a CJ-ului, am văzut și declarații a anumitor politicieni. Ce vă pot spune eu? Că drumul expres este în... nu s-a pierdut nicio finanțare. Deci la drumul expres se lucrează din 2019. Astăzi când vorbim, probabil o să vină și președintele Consiliului Județean o emisiune la dumneavoastră pe lângă acel comunicat care a fost dat și o să explice. Astăzi când vorbim, drumul studiul de fezabilitate se lucrează pe acest drum. Avem eliberat, Consiliul Județean a eliberat deja certificatul de urbanism și se lucrează la obținerea pe județul Neamț, cel puțin 54 de avize. Deci vorbim de 54 de avize de la anumite instituții ale statului care sunt abilitate în a elibera aceste avize. Sigur, trebuie să recunoaștem că este o întârziere din 2019 până astăzi. Cred că lucrurile puteau fi mișcate mult mai rapid. Dar nu cred că este de vină un partid politic sau chiar Consiliul Județean. Aici avem un parteneriat cu CNAIR-ul, prin Ministerul Transporturilor. CNAIR-ul a licitat execuția acelui studiu de fezabilitate și multe, multe alte proceduri care sunt în derulare. Eu vă spun sigur că prin discuțiile purtate atât cu Ministrul Transporturilor, cât și cu reprezentanții Consiliului Județean și cu reprezentanții CNAIR-ului, lucrurile merg pe un făgaș normal și pe un făgaș bun. Deci drumul expres va fi construit, că vor începe lucrările la anul, vor începe peste jumătate de an, asta nu pot spune eu, pentru că trebuie o colaborare perfectă cu CNAIR-ul, dar ce pot spune cu siguranță, finanțarea există pe acest drum expres. Am citit și eu comunicatul, am văzut și ce spune opozantul politic al dumneavoastră pe asta. Că cei partenerul de coaliție. Mă rog, asta dumneavoastră știți, eu nu mă bag pentru că și așa am auzit că se fac tot felul de alianțe. Apropo, ați răspuns în conferința de presă. Apropo de chestia aceea cu listele comune, ați făcut vreo propunere să mergeți pe liste comune? Exclus.
Cu cine să mergem? Cu PNL-ul, la alegeri. Nu am discutat absolut nimic cu nimeni și nici chiar nu mă interesează la momentul de față, doar atât am declarat și declar tot timpul că este normal să declar că suntem la guvernare împreună. Suntem într-o coaliție. Și în cazul în care se va lua o hotărâre la nivel central, aia va fi respectată, am înțeles, nu? Eu am spus că am deschidere maximă, dat fiind faptul că suntem într-o coaliție, dar nu mă stresează absolut nimeni și nimic în a avea o colaborare cu organizația județeană PNL. Nu înțeleg. Sau a nu avea o colaborare? Pentru mine este tot una. Am înțeles. Nu, adică să fie lucrurile clare. Niciodată n-am bătut la ușa PNL-ului și nu voi face acest lucru. Atâta timp cât nu sunt respectat așa cum respect eu partenerii de coaliție. Inclusiv din județul Neamț. Bun, revenim la drumul expres. Deci am citit și eu comunicatul. CNAIR-ul, pe de o parte, spune, da, domne, noi facem tot ce putem, dar... Și au făcut. Deci, noi facem. Dacă există întârzieri în anumite lucruri care țin de... De avize, în general, și de acest SF-ul, acel studiu de fezabilitate, care este, într-adevăr, întârziere. Studiul ăla cine îl face? O firmă care a câștigat licitația... A care este licitația CNAIR-ului. CNAIR-ului, da, n-are nicio legătură cu... Noi, deci, județul Neamț, Consiliul Județean, trebuie să obțină acele avize, trebuie să pregătească terenul pentru acea, pe acea zonă și multe alte lucruri care sunt în protocol. Ce este important, este clar că finanțarea există pe acel POIM, Programul Operațional de Infrastructură Mare. Deci aici este clar, nimeni nu poate nega, eu vorbesc pe documente, de asta am și luat câteva... Da, foarte bine, nu, e mai bine așa decât, mai bine așa decât să... Că nu am de unde să le știu, că nu sunt nici președinte Consiliul Județean și nu am fost până acum o lună, două, de când am preluat organizația, implicat direct în rezolvarea acestor probleme mari, cele 4 sau 5 probleme care sigur o să le discutăm. Astăzi când vorbim... Drumul expres este în lucru, începând de la SF până la ceea ce v-am spus mai înainte, cel puțin 54 de avize care trebuie să obținute de Consiliul Județean. Restul, vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Păduraru, ține legătura permanent cu reprezentanții CNAIR-ului, cu reprezentanții firme care a câștigat licitația pe studii de fezabilitate și cu instituțiile celelalte care trebuie să acorde avize, astfel încât să grăbească lucrurile pentru a da drumul la licitația acestei investiții, acestui drum. Da. Să vedem. Până la urmă, din toate aceste discuții, poate va rezulta... Întârziere există. Dar un lucru este cert, că drumul expres este finanțat. Bun. Acum, haideți să discutăm despre un alt... Și mai avem încă un lucru, că spuneați de Piatra Neamț, tot din sursă sigură, Adi Păduraru a fost prezent alături de mine, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, a fost alături de mine la discuția purtată chiar în cabinetul Ministrului Transporturilor. Șoseaua de centură de la Piatra Neamț este și această investiție finanțată. Deci este finanțată? Este finanțată, urmând a semna CNAIR-ul protocolul cu Consiliul Județean. Deci și aici lucrurile vor merge așa cum ne-am propus. Dacă este finanțată, presupun că există tot deja și un plan, o schiță. Există un plan. Proiectul a fost depus, dacă nu mă înșel acum, cred că tot prin 2020. Cred că prin 2020, printr-o discuție purtată cu actualul primar sau fostul primar și fostul președinte Consiliului Județean. Am înțeles. Dar domnul Păduraru vă va spune, sigur, cred că săptămâna viitoare, când va veni din concediu, vă va informa și cu privire la șoseaua de centură. Bun. Acum, o problemă care interesează pe toată lumea. Proiectul cu apa. Aici sunt două aspecte. Pe de o parte, aspectul apa serv rezistă să mai funcționeze, pentru că dacă ne luăm după pierderile de la începutul anului, e o problemă. La o societate normală, dacă era o societate comercială, în momentul ăsta era în insolvență. Probabil. Știți foarte bine că am fost unul dintre... Bine. Mai mult în calitate de primar.
dar și de lider al unui partid politic. Am fost unul dintre cei care am cerut demisia fostului director. Nu am cerut-o că am vrut eu sau că a vrut PSD-ul. Exclus. Primarii, eu cu primarii am discutat și cu primarii voi discuta în continuare. Primarii au fost cei care au spus, domnule, nu se mai poate la APASER. Și așa este. Cum a spus și dumneavoastră, cum au spus și alți colegi de dumneavoastră, APASER-ul a fost într-o situație destul de complicată și acum putem spune că s-au rezolvat toate problemele. N-ai cum să rezolve așa. Dar ăsta a fost motivul principal. Întârzierea proiectului cu POIM. Deci aici vorbim de 42 de UAT-uri care aveau de pierdut investițiile pe POIM și investițiile pe Anghel Salin în continuare la POIM. Lucrurile s-au așezat acum. Astăzi când vorbim, am primit și adresa de la Ministerul Fondurilor Europene, de la MIPE, prin care a fost admisă cererea de finanțare pe POIM. Cu întârziere, sigur cu întârziere și cu fazare pentru anul pe acel PODD. Ce este clar? Ca să fie clar, poate le spuneți celor de la Consiliul Județean chestia asta cu fazarea. Pentru că... Ce este clar, finanțarea există. Mergem nu știu cât la sută pe POIM, că nu ai cum să termin POIM-ul până la sfârșitul anului. Este la fel clar că APASER-ul trebuie să dea drumul la, de fapt are voie să dea drumul prin acea adresă primită de la Ministerul Fondurilor Europene, să dea drumul la licitație pe clauze suspensive, iar fazarea va fi făcută la anul pe acel PODD, unde cu siguranță, odată ce ai admis cererea, cu siguranță vei avea și finanțarea. Deci POIM-ul nu a fost pierdut în totalitate. În totalitate. Dar da, există o întârziere. Haideți să spunem așa, acum știți cum e. Eu înțeleg lucrurile astea, dar trebuie la un moment dat să ne învățăm să spunem lucrurilor pe nume. POIM-ul a fost pierdut cât a fost pierdut, da? POIM-ul... Da, dar s-a completat, se completează cu POD-ul. Deci, nu vor mai avea timp să facă nimic în POIM, părerea mea. Vor face. Nu. Ceva vor face. Ce este clar este că s-a salvat acea investiție. Da, investiția s-a salvat, sigur. Nu suma de bani de pe POIM. Că asta trebuie să-i reproșăm, să reproșăm celor de la APASER și celor care din AGA și din CEA nu și-au supravegheat directorul sau n-au putut, n-au avut putere să o supravegheze, pentru că nu mai intrăm în amănunte de ce. Dom'le, am pierdut la nivel de județ startul, cum să-i spun eu, nu știu, refacerii unor structuri, conducte, ce ori mai fi fost pe acolo, canalizări și alte lucruri, l-am pierdut. 290 km de aducțiune de apă, 471 km de rețea de apă și 122 i-am pierdut și acum, pe noua, după fazare, va trebui să ne adaptăm, cum trebuie să ne adaptăm și la spital cu studiile, pentru că noua formă de finanțare nu permite același lucru ca POIM-ul. Și asta este marea problemă. Și asta ar trebui să vină cineva să spună, băi, oameni buni, diferența dintre POIM și PODD-ul ăsta este următoarea la apă. Nu discutăm în altă parte. La apă. Este următoarea. Diferența. Aici puteam face asta, aici putem face asta și trebuie să punem accent și pe, nu știu, informatizare, eficiență energetică și alte chestii. Nu, că sunt alte proiecte pe APASER, pe digitalizare, eficiență. Am văzut aia cu panourile solare, foarte ok, na. Cât o fi, da. Nu, eu, din ce știu, și am nu numai cu directorul APASER am discutat. Am discutat la nivel de MIPE. Acest proiect va fi realizat cu această sumă de 311 milioane de euro. Și cu ceea ce scrie în proiectul POIM-ului. Numai că există întârziere și va trebui mare, mare atenție când se vor faza lucrările la an. Abia aștept conferința de presă a Consiliului Județean să întrebăm care sunt cauzele acestor întârzieri. Nu cred că are o legătură, nu cred că în mare parte este de vină Consiliul Județean. Dar eu n-am spus că, nu, pe mine mă interesează. Ei sunt, ca eu așa spun, forul tutelar. Forul tutelar, dar ei sunt forul tutelar. Dom'le,
Dacă ai un patruped care la un moment dat vezi că doar mănâncă, da, bine, și nu face și restul, îl iei naibii și îl duci, ori îl duci la veterinar, ori te duci să-i vezi ce are, îi vezi ceva. Dar când ai un director care nu comunică cu tine, nu comunică cu AGA, nu comunică cu ce au, un an jumate, doi, trei, bă, l-ai dat afară, jos clopul, foarte bine că l-ați dat afară, da? Bă, da, hai să vedem și ce n-au făcut. Și dacă nu cumva lucrul ăsta are și o altă nuanță. Dacă cumva toată schema asta cu apa servu, cu poimul, că las că semnăm noi, era făcută ca domnul, cum îl chema, Bogdan Ușat, să lanseze, să apuce să lanseze licitațiile cu clauză suspensivă. Și după aceea spunea, gata băieții, am făcut licitațiile, acum plec. Rupeți-vă gâtul. Păi nu se putea. Nu se putea odată ce nu ai avizul de la Ministerul Fondurilor Europene, nu cred că ai, până când vorbim de această speță, nu aveai cum să dai drumul la licitație. Înțeleg. Adică era ilegal. Acum, da. Când avem avizul pozitiv, se poate da drumul la licitație și este clar că licitația poate fi organizată cu clauză suspensivă. La semnarea contractului. Contractul, cred că, într-o lună de zile va fi semnat. Știți, norocul celor de la APA Serv este că mulți primari au zis, bă, ia mai dă-i încolo, mă apuc eu să-mi fac treaba ca să nu mai stau după ei. Nu sunt mulți. Nu sunt mulți. Vreo câțiva, 2, da. 3, 4. Unde avem buget mare, buget local mare, este normal să faci lucrările pentru a da drumul, a demara celelalte. Ați apucat să discutați cu Consiliul Județean, există vreo strategie pentru recuperarea pierderilor, vorbesc aici în UAT-uri, în primării, în unități teritoriale comune, care au plecat spre Iași să fie aduse înapoi la APA Serv, să ai un scenariu nerealist? Nu cred. Nu. Dacă vorbim de localitățile din zona Roman, vecinii cu Iașu, nu văd nici... Nu. Nici nu am discutat, sincer, dar trebuie să recunoaștem. La Iași lucrurile merg destul de bine. Sunt înaintați cu poimul. Acolo au un director cu vechime, cu ani mulți în spate și cu experiență. Unde și aici la Neamț, sper cu Angheluță să facem același lucru. Eu am, chiar dacă sunt criticat că este din zona Târgului Neamț sau că este prietenul meu, eu am o mare încredere în acest om că va pune pe picioare APA Serv. Și o să vedeți că așa va fi. Cu fel de fel de discuții, salariu mare, retribuție mare sau nu știu ce alte lucruri, dar la cum am văzut eu că s-a mișcat în o lună și ceva de când este, sau două luni când este director, am încredere în el că va... Bine. Va trebui și el să taie un pic în carne vie. Va trebui să facă o analiză clară la ce a găsit și cum a rezolvat problemele, inclusiv cu acest proiect de interes județean. Dar una peste alta, la ce m-ați întrebat, primăriile care sunt pe APA Vital, nu cred că se vor întoarce. Revenind la domnul Angheluță, cred că primul lucru care ar trebui să-l facă după ce a lansat această idee, adică a venit cu majorarea de preț la apă și canal, este să ne arate și cum se fac economii la APA Serv. Și să ne explice, are darul de a explica, cum va schimba raportul între TESA și oamenii de pe teren. Eu cred că va veni tot și la dumneavoastră și la colegii noastre. Pentru că oamenii așteaptă nu numai factura și mărirea, ci și faptul că, uite, domne, facem ceva să scădem prețurile. Facem ceva să aveți servicii mai bune. Facem investiții. Facem investiții. Pentru a
scade pierderile, pentru a face ceva cu acele pierderi, că sunt pierderi, trebuie să recunoaște că sunt instalații de zeci de ani de zile care nu au fost schimbate, inclusiv aici la Piatra Neamț, am înțeles că există o zonă pe Bulevardul Traian unde obligatoriu trebuie să... Deci acum se schimbă țeava. Se schimbă țeava. Primăria a schimbat un prim tronson și dumneavoastră ca primar știi cât de greu este ca o primărie să facă rost de bani pentru schimbarea unui tronson de apă. Ei, primăria a schimbat un prim tronson și a lansat ideea, domne, hai să, ca să nu mai aveți pierderi pe perioada asta, preluați primul tronson, chiar dacă facem o chestie de proces. Eu am discutat cu domnul Angheluță și mi-a spus că a avut o discuție chiar cu domnul primar, cu domnul Carabela. Și s-au înțeles vis-a-vis de aceste investiții, în special pe zonele unde se durează proiectul european. E păcat, e păcat, chiar dacă tu să ai țeava nouă și să te duci pe țeava veche, cât dacă poți să după faci. Ce termini asfaltarea, s-a spart țeava veche și intervii din nou. Da. Adică ce știu eu, nu prea mai ai cum să intervii. 5 sau ani de 5 zile. Ani da. De zile da. Da. Nu, aici eu zic că Vlad le gestionează foarte bine și... Exact cum vorbeam înainte de emisiune. Nu prea ține cont de culoarea politică. Domnule, că primarul de Piatra Neamț este la alt partid și nu-l ajutăm. Nu. Nu se ține cont de culoarea politică. Până la urmă, unul te gândești la cetățeanul de rând, la omul de rând care îndură și plătește, cum a spus dumneavoastră, pierderile din cauza... Eu m-aș bucura foarte tare ca un contract, toate contractele de management ale tuturor celor care conduc instituții de genul Apa Serv, Teatrul Tineretului, Drupo, Publiserv, da? Să fie publice. De ce? O idee grozavă. Ca să o aplicăm și noi. Știți? Cât putem. Ca să știe și cetățeanul ce poate păți un manager care nu-și respectă contractul de management. Că eu n-am auzit vreunul să pățească ceva. Care nu și-au respectat contractul de management. Păi nu avem exemplu Apa Serv? Dar ce a pățit? A plecat la firma proprie care avea profitul mai mare decât Apa Serv. Asta e problema dumneavoastră. Deci a pierdut ce a pierdut? Salariul de director? Hai să fim serios. De manager? Hai să fim serios. Asta este o glumă. Prin contractul de management este clar. Dacă nu ai performanță, pleci acasă. Bun. Și dacă ai făcut daune? Aici discutăm de altă parte a problemei, partea civilă. Da. Da. Bun. O altă problemă mare. Eu știu, e inconfortabil să discutați... Vreau să mai fac o completare. La fel, am fost criticat tot PSD-ul și persoana mea că am mărit prețul la apă. Unde s-a întâlnit vreodată în istoria politicii românești ca un partid politic să mărească prețul la apă? Știm foarte bine și trebuie să realizăm, să fim conștienți că prețul la apă nu... este mărit de o organizație politică sau nu este mărit de Vlad Angheluț sau de Apa Serv. Procedura este destul de clară, începând de la ANRSC până la ADI Neamț, care este condusă de ADI Aqua Neamț. Sunt procedurile care sunt normale și nu văd ce rost are să criticăm un partid politic cu liderul partidului pe această speță a creșterii prețului la apă. Niciodată nu am fost de acord și n-am să fiu de acord. Dar legislația te obligă să... De fapt, avem exemplu clar la Roma, dacă nu mă înșel, când la fel nu s-a aprobat prețul la apă, creșterea prețului la apă acum un an sau doi, s-a pierdut procesul, iar ADI Aqua s-a îndreptat împotriva primăriei să plătească diferența de preț la apă. Acum, ne dăm jos, vă dați jos haina de președinte de partid și rămâneți cu haina de primar. Domnul primar, vrea să vă convine să hotărască prețul la apă cu vot egal în ADI Aqua, care este o... ADI, toate ADI astea sunt făcute doar așa ca să mai disipăm... Asta e registrat. Vă convine să aveți același vot Târgu Neamțu ca și Stănița? Sau vi se pare normal ca Piatra Neamț și Roman și Târgu Neamț, că sunt cele mai mari, să aibă același vot ca și o comună cu, în care clienții la apă sunt în jur de 100, 200? Comparativ cu miile de la noi. Cu zecile de mii. Zecile sau de mii sau, da. Vi se pare normal lucrul ăsta? Mie mi se pare
o aberație legală dusă la extrem. De ce? Ca să poți, și aici vine, n-o spune PNL-ul, n-o spune PSD-ul, o spun eu, să poți face, din punct de vedere administrativ, o mărire sau o scădere, nu-i cazul, o mărire a unui preț la apă. Pentru e posibil nu... și scădere. Dacă nu ai pierde sau lucrurile merg bine, poți interveni și cu o scădere, dar să fii lăsat tu ca oate să-ți faci creșterea sau scădere. Asta vreau să vă spun, adică mi se pare aberant. Revenim la legislație. Da. Păi, haideți, spuneți-i pe... Puneți-i pe parlamentarii dumneavoastră. Aici există un vid clar de legislație. Chiar și cu acest adiș, alte. Păi și la gunoi la fel, domnule. Corect, chiar și cu deci dacă, gunoiul. Chiar dacă UAT-ul nu aprobă mărirea prețului, în 30 de zile, cu acordul ANRSC-ului, da, prețurile cresc. Cresc, indiferent că sunt de acord consilier sau nu sunt de acord. Și atunci? Păi asta vă spuneam, vidul de legislație. Normal așa ar fi. Am văzut ceva modificări acum, pe următoarea ordonanță care va fi dată, pe comasarea unor instituții, pe, nu știu ce, reducerea celor 200 de posturi, 2200.000 de posturi. Repet asta de fiecare dată, ne zicem, pe timpul lui Ceaușescu s-au hotărât economii. N-ai nicio legătură, că nu, și acum se fac economii. Noi vorbim și un mare academician a spus așa, eu sunt de acord să se comaseze geografia cu geometria, cu geologia, cu așa, geolocația și să-l punem șef de catedră pe geobogza. Acum o să comasăm iarăși, dar mă rog. Nu, eu zic de ce v-am spus cu legislația vis-a-vis de apă, noi, canal, apă, canal și... Legislația e făcută în așa fel încât tu, ca simplu cetățean, să nu mai ai niciun cuvânt de spus nici prin reprezentanții tăi. Da, dar nici tu ca instituție, ca primăria Târgu Neamț, de exemplu, nu poți face absolut nimic, chiar dacă ești de acord sau nu ești de acord cu mărirea prețului la apă. Vrei, nu vrei, prețul la apă va crește. Deci avem așa, situația în care cei doi mari clienți la apă, Roman și Piatra Neamț, în ordinea asta, că Roman e mai mare client decât Piatra Neamțul, au spus, domnule, noi suntem de acord cu mărirea prețului la apă, da? Se merge în Adiacua, unde totalitatea clienților, cu excepția celor două municipii, sunt mai puțini decât cele două municipii, dar fiecare are câte un vot și se hotărăște creșterea prețului la apă. Păi să nu dai cu căciula de pământ dacă stai în Piatra Neamț sau în Roman? Zic și eu. E legislația proastă. Ca și cetățean este clar, dar legislația nu îți permite să faci altceva. Am înțeles. Bun. E foarte inconfortabil pentru dumneavoastră să vorbiți despre lucruri care nu sunt la mâna. Nu ai cum, efectiv. Nici dar, PSD-ul, nici PNL-ul, nici AUR-ul, nici un partid politic nu poate rezolva această problemă. Hai să schimbăm schimbarea legii. Hai să schimbăm legea. Și avem majoritatea acum cu partenerii de guvern. Cu partenerii guvernare, da. Eu cu colegii mei, sigur, voi discuta. De fapt, am mai discutat și alte modificări legislative, dar... Bun. Există un dar. Spitalul. Nu de la Târg. La Târgu Neamț, slavă Domnului, e un spital mic și funcționează. Chiar sunt super, super mulțumit de cum funcționează. Spitalul, da. Aceeași treabă, întârziere. Dar Spitalul Județean Neamț este în lista celor 27 de spitale care au fost aprobate prin... ordinea ministrului pentru a fi finanțate pe acel program, pe acel PNRR. Există o întârziere și acolo. Aici este clar vina celui care se ocupă de documentația necesară pentru a depune la Ministerul Sănătății. Dar asta nu înseamnă că spitalul nu se va mai construi. Bun. Deci, o întârziere, este clar. Vina este la... CJ, la proiectant, la cine? La proiectant. La proiectant. Nu, CJ are ghinion la proiectanți. Ați observat? Are un mare ghinion la proiectanți. Eu n-am nicio problemă. Dar hai să întrebăm pe aia din CJ. Bă, cum de-i nimeriți pe ăștia toți? Când s-a făcut pediatria, au avut un proiectant de la Iași.
Stai să nu greșesc, nu vreau să greșesc, dar avea un nume foarte cunoscut, Bodă Invest ceva, Bodă Invest. Dom'le, eu nu lucrez. Ăla a greșit proiectul și nu l-a mai găsit nimeni. Deși în curtea lui, acolo unde are altă firmă, avem proiectantul care a greșit, nu știu ce, la asta, cum se cheamă, la oncologie. Altul nu știu ce. L-au ăștia la alții, o întârzia proiectantul cu UPU. O întârzia proiectantul cu fluidele. Este o problemă generală. Dar la târg de ce merge proiectul cu fluidele? Păi nu. Nu. Sunt și la noi întârzieri. În special pe proiectele astea mai mari, nu putem compara târgul cu spitalul din Târgu Neamț. Eu vorbesc de proiectant. Eu vorbesc... Dom'le, acum... Suntem sunt copii. Și proiecte la CRJ, sunt copii. Foarte multe proiecte care merg foarte, foarte bine. Bun. Acum, mie mi se pare puțin de la locul lui și o să-l întreb pe domnul președinte. Sunt două, trei excepții care, din ce știu eu de la domnul președinte, vor fi rezolvate. Inclusiv colaborarea între aparatul de specialitate, în special pe fonduri europene, cu conducerea Consiliului Județean și cu consultanții. Cred că aici este problema cea mai importantă. Dacă nu ai un aparat de specialitate bun pe fonduri europene... Și acum eu îi dau sugestie, domnule președinte. Renunțarea la firme de casă în domeniul proiectării... Nu e problema mea, nu mă... Păi nu, de asta zic. Da. Renunțarea și nu e nici vina președintelui. Dar dacă te uiți, tu se poate să ai un singur proiectant pentru tot ce înseamnă una anumită categorie de lucrări. Nu se poate. Nu-i... Nici măcar dacă joci jocul probabilităților, nu se poate să ajungi în situația asta. De asta e păcat, e păcat să ai proiecte, să le dai de gard. Nu, aici trebuie să recunoaștem că Consiliul Județean are prea multe proiecte europene. A fost acea schimbare bruscă cu ceea ce s-a întâmplat acum câteva luni de zile. Și până le reașez așa cum trebuie să le reașez pe făgașul normal, am pierdut câteva luni, sau au pierdut câteva luni. Dar din ce știu eu de la președinte Consiliul Județean și la consilieri județeni din coaliție, lucrurile se vor așeza. În toamnă cred că lucrurile se vor așeza, pentru că există o coaliție destul de echilibrată și de solidă și nu rămâne domnului președinte cu echipa dumnealui decât să facă ordine în ceea ce v-am spus. Aparatul de specialitate pe această linie a proiectelor europene. Și eu zic că este în stare președintele cu echipa dumnealui să facă ordine. Bun. Când credeți, sau ce v-a spus președintele, domnul Păduraru, apropo de spital, când credeți că se va ajunge la semnarea? Știu că ați vorbit și dumneavoastră personal cu ministrul la FILA. Personal am vorbit, pentru că este normal să te interesezi de județul din care faci parte și văzând și cele două contracte semnate pe spitalul din Bacău și pe spitalul din Vaslui, sigur la o valoare mult mai mică a investiției față de spitalul nostru din Neamț. Domnul ministru Rafila a spus că la nivel de Ministerul Sănătății lucrurile s-au așezat. Adică tot ce era nevoie de avizii, autorizații și ce era nevoie de pe Ministerul Sănătății s-au rezolvat. Problema există acum când vorbim la Ministerul Finanțelor. Deci aici există o problemă ca Ministerul Finanțelor să dea avizul favorabil valorii respective la investiții. Deci, practic, se așteaptă un aviz de la finanțe, urmând... care este un aviz obligatoriu, obligatoriu și care reprezintă care un fel finanțat de garanție, sigur, a faptului că... Să demarăm în procedurile în continuare spre a începe licitația. Bun. Eu zic că în luna septembrie, cel târziu în luna septembrie, când se vor termina concediile și vacanțele, vacanța parlamentară, acest proiect va fi semnat. De fapt, garanția o am de la ministru, de la domnul ministru. Mai mult de atât, n-am ce să... Bun, asta este partea cu Ministerul Finanțelor. Dar la nivelul studiului de fezabilitate, dar știți că s-a întâmplat ce s-a întâmplat,
S-a luat studiul ăla, s-a tăiat o parte din el, dar e clar că nu poate funcționa. La studiu se lucrează. Chiar săptămâna asta, domnul președinte a avut, cred că, două întâlniri cu reprezentanții firmei care se ocupă de studii de fezabilitate. Inclusiv cu acele modificări care se impun obligatorii. Uite, mi-atrage cineva atenția. Proiectul spitalului nostru era pe locul 9 ca punctaj în listă. Da, așa deci eram în față da. Tare. Este cea mai mare evaluare din cele 27 ca și investiție. Și cred că aici am avut o problemă noi. Da. Tot primesc mesaje, că e logic să primesc mesaje la o emisiune care este foarte, foarte vizionată. Vă spun ca să știți. Felicitări. Nu pentru noastră, nu pentru mine, că eu când vorbesc eu e altceva. Deci eram pe locul 9, ceea ce însemna o șansă foarte mare să intri în primele contracte la semnat. Așa este, așa este, dar repet, valoarea acestui proiect este destul de mare. De fapt este cea mai mare valoare. Dar sunt și alte, nu putem acum noi să, nici eu nu am informațiile necesare pentru a spune de ce nu s-a semnat mai repede, dar sunt anumite motive pentru care și eu am avut un semn de întrebare până am discutat atât cu premierul cât și cu domnul ministru la fel. Deci avem o, să spunem, o promisiune sau garanție. Noi suntem pe lista celor 27 de... Nu, asta e singura garanție care o avem în momentul ăsta. Discuțiile care le-am purtat cu cei doi. Cu cei doi, da. Am înțeles. Da, să vedem. Eu am emoții mari, nu știu dacă la semnare, am emoții mari cu studiul de la implementare vor fi emoții. La implementare vor fi emoții. Într-adevăr, ce spuneați cu studiul de fezabilitate, dacă nu vor surveni modificări și cu multe, multe alte lucruri care nu sunt, multe alte investiții pe spitalul nou care nu sunt eligibile, vom avea emoții. Da? Adică vor fi probleme la implementarea proiectului. Ca să nu uităm că proiectul trebuie implementat, cred că până în 2026. Depinde, dacă se va da un termen, dacă va... Da. Mai trage atenția cineva. Că nimeni nu spune că vor fi, nu scrie nicăieri că vor fi finanțate toate cele 27 de proiecte. Ele au fost trecute în listă, da. Dar că nu există nicăieri o obligație că toate trebuie să fie făcute și finanțate. Acum să vedem. Nu, eu nu știu în momentul ăsta câte au fost semnate din cele 27. Nu sunt multe. Și ce înseamnă lucrul acesta. Bun. Deci astea sunt cele trei mari probleme. Podul de la Luțca. Asta nu mai este o problemă, că ne-am obișnuit. Ba da, este o problemă. Ne-am obișnuit, știți cum e. Nu trebuie să ne obișnuim. Trebuie să rezolvăm problemele și să construim pod. Și ai bani în cont la Consiliul Județean și nu poți începe lucrările acolo. Ba că avem contestație, ba că nu se poate interveni, că e luna august și nu știu ce pasăre doară deasupra podului. Ba că s-a contestat la... de către Consiliul Județean contestația celorlal constructor. Deci ne jucăm într-un cerc închis și nu reușim să începem lucrările acolo să... Deci eu înțeleg așa, sunt bani? Sunt bani. Aveam de la Guvernul României 115 milioane de lei. Sunt bani. Nu se pot începe... S-a terminat licitația. A fost contestată. A fost contestată. A contestat după aceea și Consiliul Județean. Dar Consiliul Județean de ce a contestat-o? Că e obligat să conteste? Normal că este obligat. A contestat decizia... Elora care erau pe locul 2 da, și au obținut. Da, da. Și acum suntem în plin proces de... Se termină acum, nu știu când, în luna asta, cred că se termină. Bun, dar după aia vin acele luni, nu ai voie să intervii. Avem apele române, avem zonă protejată, tot ceea ce mai trebuie acolo pentru a obține avizele. Am impresia că suntem țara în care ne dăm singuri șuturi în fund. Sigur. Și după aceea, după ce ne-am dat șuturile în fund, ne plângem că ne doare spatele. Oricum nu se putea interveni până, dacă nu mă înșel, în luna august, că în perioada de vară nu ai voie să intervii pe Albia Râului. În august îți dau voie cei de la Apele Române, nu îți dau voie cei de la arii protejate. În septembrie nu știu ce se întâmplă și devine cine? PSD-ul, Harpa și probabil și Consiliul Județean. Deci, ce vă spuneam, legislația... Și am mai spus și la alți colegi de noastră, legislația este la pământ. La pământ.
Da. Tot sunt întrebat. Că dacă permiteți, recent domnul Galivilescu, PMP, a afirmat că vor fi într-o alianță cu USR-ul și niciodată nu a fost remorca PSD. Dacă vedem votul negativ de la Târgu Neamț pe mărirea apei, cum comentează șeful PSD declarația aceasta, având în vedere că domnul Gavrilescu în momentul acesta este președintele Adi Aco. Adi Eco. Da, da. El e cu gunoaiele. Da, Adi Eco, da. Deci cum comentați? Eu primesc întrebările. Păi ce să mai comentez? Păi nu sunteți într-un fel de alianță la județ? Consul, normal. N-am ce comenta. Asta e. Caracterul omului nu pot să-l schimb. Păcat. Mare păcat. A, deci lucrurile nu știu, sunt am chiar... am discutat-o cu președintele Consiliului Județean. Lucrurile nu sunt chiar asta, cu declarațiile domnului Gavrilescu. Nu, eu n-am discutat cu dumnealui pe această speță. Am discutat când am format coaliția la nivel de Consiliul Județean și l-au votat pe domnul Asafte președinte. Dar dacă așa a spus dumnealui și așa consideră că este bine, este problema dumnealui și a organizației care o conduce. Eu cu asemenea oameni nu cred că mai lucra în viitor apropiat. Deci în momentul acesta aveți doi președinți cu care n-ați discutat. Adică, de această speță, nu? Nu. Eu vorbesc acum politic. Deci cu președintele la PNL nu ați discutat clar, cu președintele la PMP n-ați mai discutat clar, da? Cu ceilalți președinți mai discutați? Nu știu, mi-ar place să... Pe coaliția de la Consiliul Județean am discutat tot timpul. Nu, eu vorbesc, de exemplu, cu... Pe viitorul politic? Nu, președintele de la USR, de exemplu, domnul da, Bulai. Am discutat cu domnul Bulai, da, sigur. Da? Da. Cum am și spus, domnul Bulai, consilierul județean condus de la USR, condus de domnul Bulai, a votat proiectul cu spitalul, acum 2-3 ani de zile. Ceea da. Ce nu s-a întâmplat cu partenerii de coaliție. Da. De guvernare, pardon. Cu doamna Dumitrina de la Aur ați discutat? Nu. Nu, nici nu cunosc. Am spus, am discutat foarte clar și foarte corect cu cei din Consiliul Județean, PMP, Pro-România și PPUSL. Nu v-am întrebat degeaba lucrurile astea. De ce? Pentru că trăim într-un județ și sunt alte județe în țara asta în care, când a fost vorba de lucruri fundamentale pentru județul respectiv, a existat unitate în acțiune. Cei de la PNL spun, domnule, da, noi am zis da pe marile proiecte când au discutat cu Arsene. Foarte frumos. Una e să discuți și alta e să acționezi. Bun. Acum, privesc un alt mesaj. Cum s-a simțit domnul primar Harpa când s-au luat bani de la Ținutul Neamțului? Ținutul Creangă. De la proiectul da. De la noi, de la Târgu Neamț. Da. Păi e normal să faci acea rectificare în condițiile în care... Nu ai cheltuit banii. Nu ai cum să-i cheltui până la sfârșitul anului. Este normal și cred că este o hotărâre corectă luată de Consiliul Județean. Banii aceia probabil vor fi redistribuiți pe spitale, pe unde sunt probleme. Da. Am înțeles că la Spitalul Județean s-a alocat 1.000.000 de lei, la Bicaz 500.000, la Târgu Neamț 500.000 și la Roman, cred că tot 800 sau 1.000.000. Adică nu mai are cine spune absolut nimic acum, că s-au dat bani mai mulți la Târgu Neamț că e PSD sau la Bicaz că e PSD. S-a gândit destul de clar, domnule, normal, Romanul este mai mare, Piatra Neamț este mai mare, au nevoie de mult mai multe finanțări pe spital și s-a alocat o sumă atât cât îți permite bugetul. Întrebări. Vin. Da. O să trebuiască să facem emisiuni mai dese. Deci, apropo de apa SERV, domnule Harpa, întrebați-l pe domnul Angheluță când se pun contoare de intrare-ieșire la fiecare comună. Nu știu despre ce e vorba, dar probabil că cel care a întrebat știe. Am să-l întreb. Nu știu... Exact, probabil că vrea să spună câtă apă intră în comuna în comună, X da, se vadă cu, așa, și câtă apă se facturează. Că, aici sunt pierderile, domnul sau doamna... Bine, dar la pierderi, eu spun să trecem pierderi,
și punem într-o paranteză inclusiv furturi. Închidem paranteza. Pentru că și una aici, e pierderea... Și aici un subiect de discutat cu furturile, dar odată ce domnul Angheruță va găsi resursa financiară și posibilitatea legală de a amplasa aceste contoare pe, la intrări în localități sau, eu știu, pe fiecare locuință în parte, nu cred că mai sunt furturi. Lumea vă întreabă, deci e un mare interes pentru apa ser. Este normal. Știe domnul președinte dacă există vreo diferență între salariul actualului și al fostului director și care este cadrul legal pentru mărire și cine a votat? Aici răspund eu. A votat votat. Da. Eu nu știu dacă există diferență între salariul unuia și al altuia. Nu știu, nici nu am verificat și nu m-a interesat, dar ce pot spune eu, este o diferență clară între valoarea actualului director și fostul director. Am înțeles. Și competența, în primul rând, nu valoare, competență. Bun, da. Și prin ce a făcut el în aceste două luni de zile, s-a văzut clar că știe să pună lucrurile la punct. Inclusiv cu acest poim. Da, acum, deci domnul Angheruță mai are o lună jumate, două, de mandat interimar. Da. După aceea, se scoate la concurs? Probabil vor scoate la concurs. Nu știu, n-am vorbit cu nimeni pe aceasta. Adică e greu să faci planuri pentru 4 luni. El își face planul pentru perioada cât a mai rămas. Probabil dacă se scoate la concurs, se dacă duce o să la concurs. Poată participa. Dacă o să poată participa. Dacă nu, are ce face la Târgu Neamț. Păcat că are de pierdut apa serul. Și eu știu ce vorbesc când spun că Angheruță este omul potrivit la locul potrivit. Da. Primesc și întrebări despre teste pentru politicieni, dar o să sar cu eleganță peste ele, că nu discut așa ceva. Eu v-am spus și repet ori de câte ori. Consider că astea sunt derapaje de cele mai multe. Nu mă bag în discuții de genul ăsta și niciodată nu voi accepta ca eu, în calitate de politician, primar, ce sunt și ce voi fi, să vin cu atacul la persoană sau cu, eu știu, aprecieri negative față de adversarii politici. Trebuie să ne oprim cu emisiunea aici, dar trebuie să vă întreb eu așa, ca să fac un pic de animație. Considerați că în momentul acesta PSD-ul Neamț este pregătit să facă față valurilor de 4, câte alegeri? 4, nu? Avem 4 runde de alegeri, da? În condițiile în care mulți dintre primarii PSD sunt destul, sunt câțiva, cum să spun, experiență. Cu experiență. Adică la 3, foarte 4, multe mandate, da. Foarte multă experiență și poate unii se gândesc că, domne, poate mă retrag. Las nepotul, las nepoata, las, nu știu. Eu din ce știu, las vicele primar, las secretarul. La secretarul, fiecare, secretara, dacă e tânără. Fiecare organizație are strategia sa. Bine. Eu vorbesc de organizația mare, în care fac parte toate aceste organizații. Sunteți pregătiți în momentul... Suntem pregătiți 100%. Iar eu am o mare, mare încredere în primarii cu experiență și în primarii care sunt la primul mandat, unde acolo nici nu trebuie să discutăm. Dar, din punct de vedere politic, din punct de vedere, eu știu, a strategiilor care le avem puse la punct, suntem pregătiți 100% fără a avea nicio remorcă în spatele nostru. Sunteți pregătit inclusiv pentru eventuale șicane care să vină din interiorul partidului? Și. Și. Că au fost, haideți să recunoaștem. Pentru eventuale șicane, dar eu cred că... Au fost, pentru că în momentul când au fost alegerile, mulți dintre cei care veneau în sală au fost, cum se spun, sfătuiți. Sfătuiți. Sfătuiți să nu voteze harpa. Și au votat. Cei care au fost sfătuiți trebuiau să se abțină sau să nu voteze. Dar din ce am văzut în sală, din 300 de persoane, toți au votat. Mulțumesc frumos, ne oprim aici cu emisiunea. Asta a fost emisiunea de astăzi. Mâine, oameni buni,
o emisiune, o să anunțăm diseară invitatul și pentru mâine și pentru poimâine. Sper să fie tot la fel de vizionată ca și cea de astăzi. Vă doresc cele bune, mulțumesc invitatului, mulțumesc, care, trebuie să recunosc, nu e într-o situație foarte confortabilă de fiecare dată când trebuie să vorbească despre Consiliul Județean, el nefiind, ca să spun așa, parte decât ca șef al unei coaliții care face parte, care e la conducerea Consiliului Județean. Dar încet, încet ne vom obișnui să discutăm și cu cei de la Consiliul Județean. Abia aștept să vină să ne explice cum e din punctul lor de vedere cu întârzierile pe anumite proiecte și nu văd de ce n-ar spune, da, domne, aici au greșit oamenii noștri, aici recuperăm, aici nu recuperăm, aici dăm de gard. Pentru că situația este de așa natură că în anumite momente să spui, domne, am comis-o sau au comis-o alții sau au fost situațiile de așa natură încât nu s-a putut face ceva. Cele bune, sănătate, numai bine, să fim iubiți și sănătoși, să avem grijă de noi.